Foarte multe informații despre ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Au fost acele zile cu atacurile incredibile prin pagere, prin. Orientul Mijlociu, după părerea mea, este cu mult mai sensibil decât Ucraina. Ucraina. Cu mult mai sensibil. Vă rog, pentru că acolo sunt, sunt câteva linii de dezvoltare a conflictului de acolo dintre care cea mai periculoasă, mi se pare cea promovată de președintele turg Erdogan, care vede acolo conflictul între musulmani și iudeocreștini. E un curent pe care Erdogan îl dezvoltă în toate luările lui de poziție în acest moment pe această direcție că acolo ar fi un război între iudeo-creștini și musulmani, lucru care nu e adevărat. O altă direcție, am văzut că există multe tendințe de a se uita că Ezbolahu și Hamasu sunt organizații teroriste și că statul Israel a fost supus unui atac terorist și toate acțiunile lui următoare au fost răspuns la aceste atacuri teroriste. Și sunt foarte mulți dispuși acum să condamne statul Israel pentru acțiunile militare pe care le-a desfășurat în Gaza sau pentru acțiunile militare pe care a început să le desfășoare în Liban. Or... Na, în sudul Libanului. Cum să spun eu? Pentru mine, iarăși, îngrijorătoare este altceva. A renăscut un curent antisemit care pe mine a început să mă sperie. că adică oamenii, în loc să stea să analizeze situația exact am, așa cum este 3. ea, exact așa cum este ea, se lasă impresionați și. Uneori am tendința să înțeleg. Se lasă impresionați nemții, francezii, pentru că capitalele lor sunt supuse presiunii migranților. Și atunci. și da. migranții din capitalele lor nu sunt cetățenii Israelului. Nu. Că... Nu prea. Uite, citesc o, o informație apropo de, de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, și vorbeați mai devreme de fâșia Gaza. Problema nu e că armata israeliană a intervenit acolo după atentatul din 5 octombrie, uite că se face acum un an, ci că e un număr mare de morți, de aici și reacțiile. Și ce spune acum Netanyahu? Analizează un plan de a sedia nordul fâșiei Gaza. Trebuie să le spunem locuitorilor din nordul Gazi că au la dispoziție o săptămână pentru a evacua teritoriul. Odată plecați de acolo, cetățenii din. Da, din. Ce mai mulți sunt musulmani. Din, din fâșia Gaza e greu de crezut că se vor întoarce prea curând. Armata, Și armata sunt armata somați izraeliană, sunt armata armata izraeliană, să. Plânce. Armata izraeliană trebuie să aibă sau adoptă. Două atitudini diferite față de cele două zone, Fâșia Gaza și uh, Sudul Libanului. Asta uh, e clar. Obiectivul stabilit de uh, decidenții politici ai uh, Israelului, imediat după atacul terorist, da. a fost acesta. Lichidarea Hamasului. Asta a fost obiectivul. Indiferent de preț. Până acum n-au reușit să o facă. Ei au avut atunci două obiective anunțate. Asta a fost unul Hamasului și aducerea acasă a tuturor ostatecilor. Da. da. Niciunul din cele două obiective n-a fost îndeplinit. Pentru că încă mai sunt ostateci acolo, Hamasul încă funcționează. Și acum, anunțul Israelului ca cetățenii alții decât cei din Hamas să părăsească nordul da. este tocmai ca cetățenii care nu sunt implicați în acțiunile. Militare. E adevărat, dar e vorba de milioane de oameni. Vedeți, în momentul în care undeva se derulează un război sub forma lui cinetică. Cei mai mulți din cei care se găsesc în arealul unde au loc confruntările, unde are loc desfășurarea războiului propriu-zisă, da. Ei n-au nicio vină. Ei n-au nicio vină. Și uh, nu vreau să fac trimiteri la... Ce vin aveau bucureștenii uh, când aviația Armata americană a, germ... a bombardat Bucureștiul? Ce vin aveau bucureștenii? Adică să fim... Și uh, și, armat, uh, și aviația a... germană a bombardat. Adică... Da. Adică uh, niciodată cetățeanul care nu este angajat bă, în consultarea că... militară, nu are nicio vină. El, conform legilor războiului, el ar trebui protejat. Credeți că această situație este din Orientul Mijlociu, este mult mai gravă, mai complicată decât războiul din Ucraina în momentul Este ăsta? mult mai complicată pentru că este o zonă care poate obtura comerțul internațional poate obtura circulația resurselor de petrol și gaze, și, Doamne ferește, să nu se întâmple ceea ce spune Erdoan sau ceea ce uh, s-a spus în uh, Ciocnirea Civilizațiilor. Huntington sau cine? Așa. Uh, Huntington în Ciocnirea Civilizațiilor. Vedea războiul viitorului ca o ciocnire dintre civilizații. Și Orientul Mijlociu creează premisele ciocnirii civilizațiilor. Cu efecte imediate dacă se întâmplă obturarea căilor comerciale, dacă se întâmplă modificările. Urmărite de unii în comerțul cu resurse energetice, petrol gaze. petrol, gaze, așa mai departe, și pe termen lung, pe termen lung și foarte lung, da. cu rescrierea întregii hărți a Orientului Mijlociu, care nu știu dacă este convenabilă pentru cineva. Dar sunt unii care o consideră -o, uh, convenabilă pentru ei. Eu prevăd. Uh, păi, așa e cu... ca și când ai rescrie. cine ți voi de vă rog, mult. Ai rescrie uh, harta din Orientul Mijlociu, dar nu mai ai populație, adică ajungi la un război care să distrugă exact. totul în jur. Uh, dar e bine că se rescrie harta. Prevedeți? În momentul în, momentul în care. Se va întâmpla și eu cred că se va întâmpla într-o zi, ca în Iran să cadă tirania Ayatollahilor. Numai atunci putem întrevedea liniștirea Orientului Mijlociu. Până atunci va fi în continuare fierbere. Un butoi cu pulbere. Și eu nu uit, nu știu dacă între timp, de când nu mai am eu contact cu documentele oficiale, nu știu dacă între timp Israelul și-a modificat strategia de apărare, dar când eu o știu, ei aveau un principiu al răspunsului la orice înțepătură de ac fără să stea să strategie facă... Strategie națională. Exact. Fără să-și facă probleme uh, cu răspuns proporțional, cu... Nu! Orice înțepătură de act trebuie să primească un răspuns categoric. Și am văzut ultimul discurs al lui Netanyahu, spunând, domnule, noi am avertizat Ezbolahu. N-au înțeles avertismentul. Și s-ar putea să-i facem să înțeleagă în viitor, pentru că noi trebuie să ne ducem cetățenii din nordul Israelului înapoi acasă. Asta înseamnă că au în intenție să desfășoare o acțiune militară. În sudul Libanului, astfel încât cetățenii israelieni să se întoarcă acasă în nordul Israelului. Exact. E simplu, dacă ne uităm la hartă. Exact. știți că e mai greu în ziua de astăzi cu nordul, cu sudul. Mă uit la unii să uită la hartă, nu știu, ca un vițel la poarta nu. nouă, dar e nu. greu. Să le spuneți la tot, nordul e în sus pe hartă. Nordul e în sus și sudul e în jos și mai vorbim de alte puncte cardinale.